în numele Fiului Dumnezeu, toate bolile, din cap până la picioare, tot ce este rău, în numele Lui Iisus, fiți vindecat, numele Fiului Dumnezeu, amin, și-a să fie, amin. Când își pierd orice speranță în fața bolilor incurabile sau a necazurilor, românii sunt în stare să facă orice. Disperați, deznădăjduiți, fug de reperele lumii lor și își caută alinarea în mrejele vracilor. Aceștia le promit imposibilul, că se vor vindeca de cancer, de hepatită sau chiar de sida. Se roagă și pentru problemele în dragoste. Promit slujbe prin care să-ți găsești perechea mult visată. Totul, evident, contra unor sume de bani. Căci nimic nu e gratis, nici măcar rugăciunea. Ca să fie cât mai credibil, totul poartă girul lui Iisus Hristos și românii cred și bat la porțile unor tămăduitori cu numele. Un astfel de loc se află și în capitală, unde oamenii vin buluc să-și caute un leac pentru suflet sau trup. Vorbim despre Biserica Universală a Împărăției lui Dumnezeu, oameni care vând iluzii, vindecare rapidă și pe bandă rulantă, contra cost. Se practică tehnica zeciuitului. Direct pe site-ul bisericii ți se spune că Dumnezeu ajută, dar numai în situația în care dai 10% din ce ai agonisit într-o lună. În numele Lui Dumnezeu, toate bolile, din cap până la picioare, toate diagnostice, în numele Lui Iisus, Predicatorii își spun de la sine putere preoți. Deși nu fac parte din niciun cult recunoscut la noi în țară, Biserica Universală este o grupare religioasă de tradiție penticostală. A fost înființată tocmai în Brazilia în 1977 de pastorul Edir Macedo. Cultul s-a răspândit rapid în peste 170 de țări. Marțea e ziua în care se petrec misticele vindecări divine. Biserica se umple de lume venită din toate colțurile țării, oameni bolnavi și amărâți. Cu toții speră ca aici Iisus să-i vindece. Am vrut și noi să vedem cum au loc aceste minuni. Da, facem acatistul și dăm bani sau cum? Dați o ofrandă de credință, cât vreți. Cât vrem? Da. Și pentru ce scriem? Sau pentru ce? Ce problemă aveți de sănătate? Vindecare de ce aveți? Eu mă rog la Dumnezeu Iisus Hristos pentru vindecare de ce aveți dumneavoastră. Pe scenă apare preotul, care mai degrabă aduce ca un medic. Este îmbrăcat din cap până în picioare în alb, ca un adevărat vindecător al trupurilor. Începe cu o energie debordantă, așa zisa slujbă de vindecare. Vorbele sale să prindă mai multă greutate și să fie cât de credibil în fața suferinților, pastorul citește versetele din Biblie, cu aceeași voce pătrunzătoare și cu același entuziasm. Erau acolo și niște farisei și cărturari care veniseră de prin toate satele Galilei. Puterea Domnului era cu el ca să vindece. Puterea Domnului era cu cine? Cu Iisus. Ca să vindece. Și astăzi, puterea lui Iisus este aici. Amin? Ca să vă vindece. Așa să fie. Și dumneavoastră veți fi vindecată. Dar este o pares, nu confiază, pentru că Dumnezeu e mai mare. Așa să fie, ridicați către cer, vă rog frumos.
Bolnavilor li se dă o compresă îmbibată în ulei, apă și sânge, așa spune predicatorul. Acel pansament divin îi va vindeca pe loc de orice boală și orice suferință. Discipolii predicatorului ajută și ei oamenii să scape de cele rele, le țin compresa pe locul bolnav și se roagă pentru ei. Apoi începe misteriosul proces al vindecării. Preotul este cel care scoate din om răutatea și nu oricum, ci cu ajutorul divin, îl imploră pe Dumnezeu să-i dea putere. De cele mai multe ori nu iese. Însă, pentru astfel de vindecări, trebuie dat un acatist, în care se pune evident o sumă de bani. Îți dați și un loc, te dați 10 milioane, îți dați și 50 de milioane, 50 de bani. Cum se dă? Să facem acatism. Acolo la urmează, vreți discutați să puneți la urmă, să ceați cu preotul și puneți să puneți la cartii de rugăciuni. Ce voi care se pun la cartii de rugăciuni, să faceți slujbe în acolo. Și când rugile fierbinți nu ajută, în Biserica Universală sunt aduși și maneliști. Adevărate concerte au loc fix sub crucea lui Isus, un melanj cel puțin ciudat de credință, vindecare și acorduri orientale. Care iau parte săptămână de săptămână la slujbe, cred cu tărie că s-au vindecat. Credința i-a făcut să scape de boli, spun ei. Cum se întâmplă? Cum se întâmplă? Prin credință. Cum se vindeca și înainte. Deci înainte Iisus Hristos întreba omul care venea la el să-l vindece, întreba, crezi că pot să fac lucrul ăsta? Și persoana răspundea da. Și spunea, ești vindecat. Și prin credință era vindecat, pentru că Dumnezeu poate să vindece. Boală ați avut? Multe, multe, mai multe diagnostice. Muream dacă îmi veneam aici, eram în pământ. Cu diabetul, cu picioarele, cu asta. Vă simțiți mai bine acum? Simt mai bine, da, mult mai bine mă simt. Nu puteam săptămâna trecută, acum o săptămână, să mai pun piciorul în pământ. I-am venit bolnavă grav, doamnă. Am venit în firmă de piciorul stâng. Și uitați cum merg. Dă omul după cât are. Unii dă mai mult, alții mai puțin. Reprezentanții Bisericii Universale nu au vrut să ne dea nicio explicație despre felul în care ajută ei oamenii, ba chiar au fugit din fața camerei de luat vederi. Nu vreau să spun nimic. Vreau doar să spun că nu se poate. Deci nu, dar dați-mi o explicație de ce nu se poate. Ce nu se poate, deja am zis. Nu știu, nu vorbesc bine românește. Până una alta, în aceste timpuri ar trebui să deschidem bine ochii. Dumnezeu este peste tot și nu ne cere bani să fie alături de noi.